Bună ziua, mulțumim foarte mult pentru prezență. V-am chemat astăzi pentru lansarea candidaților la primăria municipiului Câmpina și la Consiliul Local al municipiului Câmpina. Mă numesc Anghel Alexandru Serghei, sunt coordonatorul filialei Câmpina și am alături de mine pe domnul Adrian Axinia, care este și deputatul în funcție AUR pentru județul Prahova, pe de o parte, și pe de altă parte candidatul la Consiliul Județean Prahova. Totodată alături de mine este doamna Lorena Iordache, care ea va fi candidatul nostru la funcția de primar al municipiului. O să vă spun câteva cuvinte despre fiecare dintre consilierii, dintre candidații la Consiliu. Îl avem pe domnul Chițu Florian, antreprenor, pe domnul Marian Alexandru, mai subvenționat, domnul Rădulescu Ionuț, este expert în fonduri europene, domnul Alin Ciucaș, este antreprenor de asemenea, și doamna Petrișor Vasilica. O să dau cuvântul domnului deputat să spună un pic despre ce avem de gând să facem și concluziile. Da. Bună ziua, mulțumesc de invitație. Cum a spus colegul meu, numele meu este Adrian George Axinia, sunt deputat în Parlamentul României, reprezentant al județului Prahova, care de fapt reprezintă cea mai mare onoare a mea în scurta carieră politică, mai exact, și repet, să reprezint acest județ pe care îl consider ca un județ plin de potențial, dar din păcate nu se ridică la nivelul resurselor pe care le are și potențialului pe care le are. În ultimele 3-4 luni am bătut Prahova în lung și în lat în perspectiva alegerilor din 9 iunie și am ajuns la niște concluzii pe care vi le împărtășesc. Două concluzii pe scurt. În primul rând, Prahova are un potențial imens, comparabil cu al Clujului și al Bihorului. Și a doua concluzie, care este mai dureroasă, se referă la mafioții care conduc și au condus acest județ timp de 34 de ani și care și-au bătut joc de toate oportunitățile acestui județ. În periplul meu prin județul Prahova am văzut foarte multă sărăcie, dar în același timp și multă prostie politică și administrativă, combinată cu anumită ticăloșie, ceea ce ține județul ăsta sub nivelul său. Câmpina, din păcate, nu face notă discordantă. Văd un oraș trist, un oraș ponosit, deși are numeroase resurse. Este un oraș care a fost feuda, cred că, domnului Tiseanu foarte mulți ani și acum la conducerea acestui oraș a ajuns un domn sportiv care nu a reușit să aducă plus valoare orașului. Concluzia e că nu e suficient să fii competent în sport, ce trebuie și un pic de cap. Și când spun acest lucru, mă refer și la clădirile din centrul orașului, care sunt neschimbate în ultimii ani, sunt ponosite, sunt triste. Din documentarea pe care l-am făcut-o cu privire la activitatea primăriei, am văzut că sunt numeroase studii de fezabilitate care nu s-au concretizat în absolut nimic. Nu știu, poate avem instituții care verifică dacă există o bunăstare crescândă la nivelul administrației locale sau poate chiar a domnului primar, că nu e suficient să facă. E o rețetă patentată, văd, de PSD și PNL cu aceste studii de fezabilitate care nu ajung să se concretizeze niciun proiect viabil care să îmbunătățească viața cetățenilor. Orașul clar este pe o direcție greșită. În acest context, Alianța pentru Unirea Românilor vă prezintă varianta noastră de primar în persoana doamnei Lorena Iordache. Este o doamnă care a reușit să-i facă față domnului primar în administrația locală. Un domn primar care a pupat poala și PSD-ului și PNL-ului, dar, repet, care nu s-a concretizat în niciun proiect major în acest municipiu de județ. Doamna Lorena Iordache este o persoană care locuiește în municipiul Câmpina, care a lucrat în Colegiul Nicolae Grigorescu și care știm cu toți și lucrează și este colegiul de elită al Câmpinei.
Și cu siguranță va aduce un aport pozitiv în lupta aceasta de a detrona PSD-ul și PNL-ul, care pare că și-a întins rădăcine și nu mai scăpăm de ei. Pe această variantă a apărut ca unică speranță Alianța pentru Unirea Românilor și acest lucru se va vedea la alegerile care se apropie. Eu privesc cu optimism alegerile din 9 iulie pentru că oamenii s-au trezit. Vă spun acest lucru pentru că am tranzitat Prahova în lung și în lat și cu toată manipularea care vine de la nivelul conducerii județului propagat spre comune, lucrurile, oamenii dau semn că s-au trezit și că după 34 de ani pare că s-au săturat de FSN, PDL, PSD, PNL și vor ca România să fie reprezentată de patrioți. E nevoie ca 9 iunie să trimitem patrioți fie la Bruxelles, fie în Parlament, fie la Cotroceni, chiar și spre administrațiile locale. Este singura șansă a României să-și revină și să intre pe o direcție sănătoasă. Mulțumesc, o să-i dau cuvântul doamnei candidat la primărie. Numele meu este Lorena Iordache, născută, crescută în Câmpina. Am lucrat numai în Câmpina, în sistemul de învățământ. Am acceptat provocarea de a candida la primăria municipiului Câmpina pentru ca împreună cu echipa AUR să dăm Câmpinei o altă culoare, o altă viață, să reușim să atragem tinerii să rămână în localitate. Ca program de guvernare nu vă putem spune mai multe, nu vrem să dezvăluim mai multe decât în momentul în care se va începe campania electorală. Mulțumesc echipei că a avut încredere în mine și sper ca după acești 4 ani să fie niște rezultate pozitive pentru Câmpina. Cu siguranță vor fi rezultate mai bune. Mai avem de adăugat, cum a spus și doamna candidat, doamna Iordache, programul de guvernare pentru Câmpina îl vom prezenta în momentul în care va începe campania electorală. Nu vrem să-l prezentăm înainte. Ce pot să vă mai spun este că pe data de 26, vineri, AUR își va depune candidaturile la biroul electoral local. Mulțumesc, dacă sunt întrebări. Ce șanse credeți că aveți să câștigați alegerile la funcția de primar în competiția cu actual primar al Moldovei? Întrebare pentru? Domnul Asim. Dacă este să privim valul de speranță cu care suntem priviți, avem șansa noastră, dar aceste șanse sunt adaptate pe nevoile fiecărei localități. În Câmpina, vă repet, nu am văzut nimic nou în ultimii 4 ani. Am tranzitat în calitate de parlamentar de Prahova tot județul și nu am văzut nimic spectaculos în niciun oraș. În al doilea oraș ca număr de locuitori, care este orașul Câmpina, din păcate nu face excepție. Am verificat ce proiecte s-au depus, din păcate nu este nimic concretizat. Repet, au fost numeroase studii de fezabilitate care au rămas la studii. Toată țara asta în ultimii 34 de ani a făcut studii de fezabilitate. Speram ca și Câmpina să concretizeze, să facă mai puține studii și să se axeze pe un proiect sau două majore care să aducă îmbunătățirea calității vieții locuitorilor de aici, pentru că Câmpina este un oraș cu un potențial turistic și industrial fantastic. Poți să dau și un răspuns la aceeași întrebare? Avem aceleași șanse pe care le are oricare alt candidat. Chit că este primarul în funcție moldoveanu, chit că sunt contracandidații dânsului, toți pornim cu aceeași șansă. Sper ca de data aceasta populația să voteze cel mai bun program și cam atât. Și o echipă dinamică, AUR, care a patentat un mod de lucru unic în România. Se vede că suntem cel mai harnic partid, se vede că suntem cei mai dinamici, cei mai vizibili și chiar am reușit să producem o frică în rândul celor care conduc această țară și se vede în primul rând prin
această alianță nefirească între PSD și PNL și care a dus la tot felul de măsuri și ordonanțe de urgență total antidemocratice. Dau exemplu doar această comasare a legilor care s-a făcut strict ca să aibă tracțiune, pentru că vorbim niște partide vechi care au avut timp să-și facă niște organizații în acești 34 de ani. Aur este un partid nou, a trebuit să recupereze din mers formarea acestor organizații, dar, vă repet, oamenii sunt dornici să scape țara de PSD și PNL și cu stilul nostru de lucru, care este destul de alert, vom reuși să aducem schimbarea mult dorită de prahoveni. Ne puteți spune care este ordinea prelistă de Consiliu? Pe data de 26, când vom depune candidatura, se va vedea și ordinea pe lista de Consiliu. Cât și componența membrilor de pe listă. Bine, mulțumim frumos! Mulțumim!